Guvernul și majoritatea parlamentară au desfășurat astăzi o ședință comună. În cadrul acesteia au fost abordate prioritățile sesiunii de toamnă-iarnă, orientate spre summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius, programat pentru luna noiembrie. Până la summit, autoritățile de la Chișinău trebuie să reușească să examineze și să adopte o serie de documente din așa numitul pachet european. Așa, pentru o informație generală pot să vă aduc la cunoștință. Deci, proiecte de legi prioritare avem 35, dintre care 13 sunt proiectele ce vizează angajamentele noastre europene. Deci vizează și acordul de asociere, și liberalizarea regimului de viză, dar sunt și alte proiecte care vizează viața oamenilor. Printre prioritățile sesiunii care urmează, Igor Corman a mai enumerat examinarea și adoptarea politicii fiscale pentru anul viitor, care potrivit legislației în vigoare trebuia să fie adoptată încă în lunile iunie-iulie, proiectele a trei bugete pentru anul 2014 și pachetul de legi la subiectul reformei procuraturii. Prim-ministrul Iurie Leancă a promis să nu lase deputații fără lucru. Guvernul a muncit, a venit cu mai multe proiecte de lege. Viața, sigur că este una foarte dinamică. Astăzi nu am trecut în revistă absolut toate proiectele de legi care au fost sau urmează să fie prezentate Parlamentului. Avem acum în guvern circa 50 de proiecte de legi sau deja care au depășit procesul de avizare și urmează să fie discutate sau sunt în fază de avizare. Deci, dar ceea ce contează pentru eficiența activității guvernului și al Parlamentului este această comunicare și conjugarea eforturilor. Nu mai mâine decât să salut această experiență foarte utilă și să continuăm exact pe același făgaș. Evenimentul de astăzi este a treia ședință comună dintre Parlament și Guvern. Conducerea puterii executive și legislative afirmă că acesta este un format de colaborare foarte eficient. Opoziția nu participă la aceste ședințe. Potrivit deputatului comunist Eduard Mușuc, la momentul actual, acestea nu au niciun sens. Oricum, toate deciziile sunt adoptate de majoritatea parlamentară, care în mod demonstrativ ignoră toate propunerile și inițiativele opoziției. Fracțiunea PCRM din Legislativul Republicii Moldova a adresat o scrisoare biroului Parlamentului prin intermediul căreia cere desfășurarea unei ședințe de urgență a organului legislativ joi 12 septembrie. Potrivit unei postări a deputatului comunist Artur Reșetnikov în rețeaua Facebook, trebuie de oprit hoția patrimoniului de stat și de dat peste mâini guvernului și altor complici ai acestui furt. Solicităm ca ședințele Parlamentului din sesiunea de toamnă 2013 să înceapă cu data de 12 septembrie și cerem includerea în ordinea de zi a ședinței plenare a Parlamentului din data de 12 septembrie 2013 a chestiunii privind organizarea în regim de urgență a audierilor parlamentare deschise a Guvernului Republicii Moldova, Băncii Naționale a Moldovei, Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei, Procuratura Generală, cât și alte instituții ale statului, pe subiectele privatizării pachetului de acțiune al statului în SA Banca de Economii și starea lucrurilor în această instituție financiară, concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău, precum și privatizările care urmează a fi făcute în grabă de actuala guvernare. Anterior, Coaliția pentru Guvernare Pro-Europeană a decis că prima ședință de toamnă-iarnă a Parlamentului va avea loc pe 26 septembrie, dar în legătură cu evenimentele care au loc, comuniștii spun că nu este timp de așteptat. Opoziția cere explicații în legătură cu tranzacția în care a fost vândut pachetul cu 20% de acțiuni din Banca de Economii, în rezultatul căreia statul, din cele 56% de acțiuni majoritare, a rămas doar cu un pachet de blocaj în mărime de puțin peste 33%. PCRM consideră dubioasă această tranzacție, la fel ca și darea în concesiune a Aeroportului Internațional Chișinău. Comuniștii nu exclud că în spatele ambelor acțiuni stau anumite interese. În plus, mâine, în cadrul ședinței săptămânale, guvernul Leancă intenționează să aprobe o nouă listă cu obiecte din proprietatea statului, care în timpul apropiat vor fi scoase la vânzare. Documentul cuprinde o serie de întreprinderi mari ale Republicii, unele dintre care reprezintă mândria industriei moldovenești. Este vorba despre fabricile de divinuri Barza Albă, Aroma, combinatul de tutun din Chișinău Tutun CTC, societatea pe acțiuni Carmez, precum și cele 33% de acțiuni ale statului care au mai rămas la Banca de Economii, ceea ce înseamnă că guvernul intenționează să ofere în totalitate banca pe mâini private. La fel urmează să fie scoase la vânzare compania Air Moldova, Gara de Nord din Chișinău, MOL Telecom, Hotelul Chișinău, rețelele de distribuție a energiei electrice de Nord și Nord-Vest.
Deja începând cu ziua de 11 septembrie, Rospotrebnadzor poate lua decizia despre suspendarea completă a furnizării producției alcoolice moldovenești în Federația Rusă, de ai cărei calitate nu este mulțumit departamentul rus. Despre acest lucru se vorbește în raportul oficial al Rospotrebnadzor. Raportul menționează faptul că, în total, din Republica Moldova în Federația Rusă de la începutul anului 2013, au fost livrate 3.901 loturi de produse alcoolice și materiale vinicole cu un volum total de 25.136.000 de litri. Totodată, conform rezultatelor cercetărilor efectuate de către laboratoarele Rospotrebnadzor, au fost depistate în ultimul timp 8 loturi de băuturi alcoolice care nu corespund cerințelor de siguranță în ce privește conținutul de dibutilftalat și dietilhexilftalat. Este vorba despre producția vinării Apurcari, combinatul de vinuri Cricova, Aroma. În raport se insistă asupra faptului că în noile loturi normele conținutului substanțelor nocive au fost depășite de 80-90 de ori. După efectuarea testelor de laborator ale probelor de coniac, prezentate în scopul înregistrării de stat, precum și în alte două cazuri, au fost depistate depășiri ale concentrațiilor maxime admise de substanțe chimice. Cercetarea mostrelor de băuturi alcoolice prezentate continuă. Concluziile experților cu privire la aceste produse alcoolice se află la stadiul de fixare al datelor. Jucătorul Rospotrebnadzor, medicul sanitar principal de stat al Rusiei, Ghenadi Onishenko, și-a exprimat în ultimul timp în repetate rânduri pretențiile cu privire la calitatea băuturilor alcoolice importate din Republica Moldova. Potrivit lui, embargoul asupra furnizării producției vinicole moldovenești în Rusia va funcționa până atunci până când Moldova nu va începe să soluționeze problema și va înceta să lase situația să se rezolve de la sine. Numărul oamenilor intoxicați după nunta de vineri a ajuns la 73, dintre care 47 sunt internați, potrivit reprezentanților Centrului Național de Sănătate Publică. 24 sunt internați la Ungheni, la Chișinău 16, iar 7 nuntași sunt internați în spitalul din Strășeni. Totodată un copil de 2 ani se află la reanimare. Între timp s-a aflat că administrația restaurantului unde s-au intoxicat nuntașii ar fi avut o înțelegere cu Ministerul Sănătății pentru a activa în continuare, chiar dacă au fost înregistrate anterior cazuri asemănătoare. Cel puțin așa a declarat Mihai Moldovanu, șeful Direcției Sănătate din cadrul primăriei, într-un interviu pentru Europa Liberă. Ei au solicitat permisiunea Ministerului Sănătății pentru că aveau contracte a doua săptămână. Deci vorbeam că primul caz a avut loc la sfârșitul lui august, al doilea acum la început de septembrie, iar ei, având contracte cu alte persoane, au solicitat permisiunea să activeze. Din câte cunosc, ei au avut această permisiune cu titlul de excepție. După ultimul caz de intoxicare în masă cu înregistrarea unui deces, reprezentanții Agenției pentru Siguranța Alimentelor au început verificările la toate localurile de ceremonii din țară. Controalele au loc însă în secret, iar oficialii de la Ministerul Sănătății, responsabili de sănătatea publică din țară, nu au făcut deocamdată nicio declarație în legătură cu acest caz. Totodată, Procuratura sectorului Râșcani a început audierea celor implicați în cazul de intoxicare. Amintim că un bărbat a decedat duminică după ce s-a intoxicat la o nuntă care a avut loc în localul Golden Nica din capitală, iar alte zeci de persoane au avut de suferit. Două săptămâni în urmă, alte 46 de persoane s-au intoxicat la două nunți care au avut loc în acest local. Restaurantul Golden Nica și-a reluat activitatea ilegal după data de 6 septembrie, iar Ministerul Sănătății nu a oferit nicio permisiune cu titlul de excepție pentru ca această instituție să-și înceapă din nou activitatea. Declarația aparține Ministrului Sănătății Andrei Usatăi, care neagă orice implicare a instituției sale în reluarea activității restaurantului cu pricina. El spune că Mihai Moldovanu, șeful Direcției de Sănătate a municipiului Chișinău, operează cu informații greșite și că Ministerul de fapt a întreprins toate acțiunile necesare pentru a face ordine în acest caz. Reluarea activității în data de 6 după ce a fost prima erupție este una ilegală, admisă sau comisă, mai bine zis, în termeni legali, de către directorul acestei instituții. Ministerul Sănătății nu are nicio pârghie pentru a permite unei instituții care oferă sau furnizează servicii de catering pentru a interzice sau pentru a permite. Această pârghie sau aceste competențe sunt abilitate sau sunt delegate către Serviciul de Sănătate Publică. Ce aici s-a întâmplat? Domnul Moldovanu zice că după informația pe care o deține,
Nu mai știu ce informații deține, i-aș recomanda doar să citească regulamentul Ministerului Sănătății, unde este scris foarte clar care sunt competențele Consiliului Municipal, care sunt competențele Serviciului de Sănătate Publică în general, după ierarhie. Deci este o declarație nefondată și nici nu pot să comentez această declarație. Mai mult decât atât, ministrul apără Sanepidul, care este acuzat în ultimele zile că nu a monitorizat și nu a avut grijă ca instituția care a încălcat grav normele sanitare de activitate să nu mai presteze servicii necalitative populației. În pofida faptului că tragedia s-a repetat, ministrul Sănătății spune că Serviciul de Sănătate Publică a lucrat excelent. Sanepidul a procedat absolut corect și dânșii au făcut corect că au sesizat și Inspectoratul de Poliție și Directoratul General de Comerț, Pretura și Primărie, pentru a cunoaște că există asemenea încălcare în prestarea serviciilor de catering sau serviciilor de nuntă sau ce s-a petrecut în această instituție. Eu zic că este încă o dată o acțiune ilegală admisă de către directorul acestei instituții. Materialele au fost transmise și Procuraturii Generale pentru a examina acest caz, pentru a identifica care sunt pedepsele care urmează să fie aplicate către persoanele vinovate. În timp ce autoritățile dau vina de pe o instituție pe alta, la Pârlița a fost înmormântat bărbatul care s-a otrăvit la nunta desfășurată în localul Golden Nica. Bărbatul în vârstă de 39 de ani a lăsat în urmă o soție și doi copii minori. Acesta era farmacist de meserie, iar anterior a activat în cadrul Spitalului Raion al Ungheni. Ministrul Sănătății a declarat că organizarea oricăror evenimente la restaurantul Ucigaș este ilegală, întrucât instituției i-au fost retrase drepturile de a activa.